De această dată suntem în avântul cu o surpriză frumoasă pentru cea mai scumpă și iubită soție. O surpriză venită cu toată dragostea din partea soțului, așa că rămâneți cu noi să o surprindem și să urăm toți un la mulți ani. Ala Grec, cofetărie de încredere. Noi ziua, ne primiți la dumneavoastră! Da. Căutăm o doamnă sărbătorită! Așa. Hai să venim aici mai la umbră. La mulți ani, îți spunem! Mulțumesc frumos! Tot noi am fost cei care v-am sărbătorit la nunte și tot noi venim să te sărbătorim și la ai tăi 22 de ani. Am să întreb pe tine dacă cumva bănuiești ceva. În partea soțului. Zici tu? Da. Ești sigură? Da. Nu știu ce să zic. Știi că mai mulți oameni dragi ne contactează pentru a face surprize. De aceea te mai întreb o dată, ești sigură că soțul este? Da. După flori sau după ce ai luat? După flori. Acest buchetel este pentru tine, doar pentru tine. Avem 101 trandafiri. Acum, dacă este soțul sau nu, nu știu, să mai ascund sau să spun. Să spuneți. Aici am cea mai frumoasă amintire. Cu voi doi. Da. Cred că n-a trecut un an de atunci. Nu. Așa. Dar să știi că este cea mai frumoasă amintire de atunci. Și cu siguranță, nunta este o amintire care rămâne pentru tot restul vieții. Noi tare sperăm că astăzi soțul va reuși să te surprindă. Va reuși să te sărbătorească. Pentru că asta și-a dorit. Să nu treacă chiar așa ziua pe lângă tine și te simți cea mai iubită, așa cum scrie și aici. Te iubesc mult, scumpa mea. Dacă tortul a ajuns-o. Așa. Nu o lăsăm pe... Pentru că și florile sunt foarte grele. Dar acum să știi că a venit unul dintre cele mai frumoase și importante momente. Momentul când vom afla și ce are astăzi să se transmit. Ți-a spus la mulți ani astăzi, nu? Da. Doar atât sau mai continuat cu un alt mesaj? Momentan nu. Pentru că a știut că venim noi să-l ajutăm. Și noi sperăm să reușim să transmitem ceea ce și-a dorit și poartă mereu în suflet. Iar mesajul spune așa: oricât de mult timp ar trece, tu ești la fel de frumoasă și plină de viață, iar astăzi, de ziua ta, sper să te bucuri cel mai mult. Să rămâi sănătoasă, iubitoare și grijulie ca și până acum. Vreau să spun că cele mai frumoase și importante momente le petrecem împreună. Poate toate astea îți mulțumesc ție și lui Dumnezeu că mi-a oferit familia de care aveam nevoie. Mi-ești cea mai dragă și cea mai scumpă și fie ca bunul Dumnezeu să-ți vegheze fiecare pas și să te călăuzească spre drumuri și alegeri corecte. Fie ca toate visele tale să prindă contur. Promit să-ți fiu aproape și să-ți susțin fiecare alegere. Soția mea, să nu te schimb niciodată și să nu uiți că te iubesc din tot sufletul meu și că voi fi mereu sprijinul tău. Cu toată căldura din sufletul meu astăzi, mi-am dorit să fii cea mai specială, să te simți cea mai specială. Dar tu știi că ești cea mai iubită persoană din viața mea. Indiferent unde ne duce viața, să știi că te port mereu în sufletul meu. Te iubesc, draga mea, cu toată dragostea din partea soțului. La mulți ani! Mulțumesc frumos! Mulțumesc frumos, Olbe, mulțumesc pentru tot ce a făcut pentru mine și că a rămas alături de diferite obstacole pe care le-am avut. Viața vine și cu bune și cu rele, dar important este că sunteți împreună, da. Că vă susțineți. Pentru că abia sunteți la început, viața cât mai are să vă arate. Și noi tare sperăm că a reușit să te surprindă. Da. Ai bănuit ceva? Nu. N-ai bănuit nimic? Nu, dar nimic din înțeles? A fost secretos. Că și noi dădeam mesaj, dar era frică să nu vedeți mesajele. Dar noi tare sperăm că a reușit totuși surpriza, da, până într-un final. Iar acum să știi că nu a fost tot. Tot astăzi, din toată inima, își dorește să-ți dedici și o melodie. Probabil e și melodia voastră. Zic eu. Dar ia să vedem. Ce poartă în suflet și ce astăzi și-a dorit să transmită pe lângă acest mesaj. Emoții? Puțin. Ca la 22 de ani. Oh,
ce universul lui am cerut. Am găsit la tine, te așteptam de mult. Să mă sărăși cu ale tale buze moi. În secundă doi, e vai să mor de noi. Îmi sare inima la mii de bătăi. Când mă pierd în ochii tăi. O viață întreagă noi ne-am căutat. Spunem încă o dată. Asta vă dorim și noi, să vă iubiți o veșnicie. Surprize la domiciliu. Noi oferim emoții.